venit la o nouă meditație din cuvânt, a doua înviere. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Cu o măreție teribilă, înfricoșătoare, Iisus i-a chemat la viață pe morții cei răi. Aceștia au ieșit cu aceleași trupuri slăbite, bolnăvicioase, cu care coborâseră în morminte. Ce priveliște! Ce scenă! La prima înviere, toți au venit la viață în floarea nemuririi. La cea de-a doua, însă, semnele blestemului sunt vizibile asupra tuturor. Împărații și nobilii pământului, cei săraci și umili, cei învățați și cei neînvățați, toți au înviat împreună. Toți l-au privit pe Fiul omului și chiar aceia care l-au disprețuit și batjocorit, care i-au pus cununa de spin pe fruntea sacră și care l-au lovit, îl privesc în toată măreția sa împărătească.